ca să condamnăm agresiunea curentă a Federației Ruse împotriva Ucrainei și suntem aici ca să onorăm memoria oamenilor, a eroilor care au făcut sacrificiu suprem, dându-și viața pentru a apăra altă vieță. Ucrainii sunt interziți, iar cei care își vor purta aceste însemne trebuie să-și asume consecințele. Punct. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Poliția a ieșit, a explicat foarte clar, a arătat cum arată ce se poate purta și ce nu este permis. Aceste simboluri sunt a agresiunii. Astăzi este o zi în care toți trăim valorile supreme ale vieții, ale țării. Și aceste valori sunt în jurul păcii. Este ziua în care ne aducem aminte cât de important este în fiecare zi să prețuim unitatea, să prețuim pacea și aceste lucruri le putem avea dacă toți trăim uniți. Este ziua în care comemorăm onoarea tuturor ostașilor care au luptat pentru pace, indiferent de continent, indiferent de circumstanțe, pentru pace trebuie să rămânem întotdeauna uniți. Vă rog să spuneți, vor fi sancționați cei care vor purta astăzi panglica bicolor și vor încălca legea? Legea a rămas în vigoare, așa cum a fost aprobată și a fost aplicată pe parcursul ultimului an. Poliția va documenta toate ilegalitățile și corespunzător va sancționa pe cei care au încălcat prevederile legii. Doamna ministru, pentru 21 se prevăd contramanifestații, dacă am putea să le spunem așa, alte partide politice. Sunt luate în calcul anumite măsuri pentru a fi mai multă securitate. Tradițional, poliția va fi alături de oameni. Tradițional, poliția va veghea asupra ordinii publice. Dispozitivele, efectivul și categoria de măsuri, desigur că depinde de riscurile care sunt monitorizate și evaluate în mod continuu. În funcție de tabloul de securitate vor fi luate și toate măsurile de rigoare. Vom fi alături de oameni pentru a le asigura, în primul rând, siguranța și securitatea pe întreg teritoriul țării.